Bună ziua! Ia uitați-vă, Olga Casian, procuroară, care tatăl este Victor Ababi, procuror în Procuratura Generală. Olga Casian, ai declarat șuba? A? Ai declarat șuba, dar procuror în stradă fără mască? Alături? A? Gata COVID-ul! Ai strigi la roșu, Olga Casian, ia uite, roșu, nu știi în care parte să fugă, ia uitați, oameni buni. Asta e procuror, ia uite, a, uite ce fac. Asta e procuroara Olga Casian. Ia uitați-vă. Iarna, cald, bine. Gata COVID-ul. Dosarul lui Eșanu, ce-ți faci cu dânsul? A? Ce-ai făcut cu dosarul a meu și al lui Mătăsaru? A? Olga Casian, dar de ce te primbli? Ești în COVID? A? Asta e procuroara Olga Casian, de la centru, cu Eremciuc împreună, oameni buni, distribuiți-vă, arăt realitatea. Ia că tu, sprimblă pe drumuri. Gata? Nu este COVID-ul. S-a terminat COVID-ul. Ei în COVID, oameni buni, ei nu au venit la Eșanu. Noi am pregătit acolo un protest la Eșanu, că ei să lucreze fix ca la mine cu Mătăsară să lucreze. Tatăl Victor Ababi în Procuratura Generală. Distribuiți-o masiv, oameni buni. Ai declarat șuba, Olga Casian? A? O zi bună îmi spui. Ai declarat șuba, procurorșa, Olga Casian. A, uite, doamnele, ne gândim de unde în Moldova așa șubi. Procurorii, judecătorii, au cât costă să poștele, Olga Casian. Dar la... Dar ăsta e avocatul? Avocat procurorul. Dar cine e avocatul? Dar cine e avocatul ăsta? Eu ce am că-i procuror, dar el e avocat. Ia uite-l, oameni buni, ia uite ce filmează. Ia că cum se rezolvă la semafor. Asta este avocat, eu gândeam câți doi procurori. Dar el este avocat. Ia uite cum se rezolvă, oameni buni. Bermudski triugolnic. Ia câte-o, cine a? Ați prezentat-o, cred că ați fost pornat. La avocat a solicitat. Da, noi am venit la dosar cu Eșanu. Am adus doamnele să ne ajute la protest. Ia uite-ți. Să a fabricat dosarul, dar tu mergi până la urmă. Rușine să-ți fie. N-ai, dar trebuie să-l fac ca pe lui Maniulencu. Ești el rezolvat toate pe aici. Șalupca. Da, nu știu, nu știu, de mojo. Ai să rezolvi ca la... Ai să rezolvi ca la Mătăsaru dosarul, cu avocatul din urmă, da? Ia uitați-vă. Procurorul cu avocatul, ia uitați-vă. Jos talharilor! Jos criminalilor! El mă filmează, ia uite. Cu loc, cu bani, jumătate cu bani, cu... Tatăl Victor Ababi în Procuratura Generală, distribuiți, oameni buni. Că nu au realitatea. I-am prins la semafor cum rezolvau întrebarea. Procurorul cu avocatul, eu v-am spus. Așa am să-i filmez și am să vă arăt. Interesant, și cu ea s-au făcut judecător. Talharilor, criminalilor! Bună ziua, bună ziua! Avocatul cu procurorul, să duc la judecător. Bermudski triugolnic, eu și vă spun realitatea. Nu am să-i las, am să le destrug toate schemele și sistemele. Ia uitați-vă, îi duc pe la judecată. Vă arăt, judecătoria Buicani, dosare penale, oameni buni. Iată-i, ia uite-l. Și avocatul din urmă, vedeți-a? Repede se ascund aici, la Bermudski triugolnic, iau și aici. Au și aici. Ați văzut? Realitatea, oameni buni, eu vă arăt. Eu vă arăt realitatea, e câte-o. Iau. Vedeți? Ia uite. Pentru mine e închis. Ai talharule, băi, tu, băi, împreună cu dânsii, băi, talharule. Ai văzut ce-a făcut? Să nu văd la ce dosar a plecat ea. De ce nu i-ai pus pe dânsii să-i scălească? Ce le da voie să treacă așa? Vedeți? Pentru mine tot se închide, că eu vă arăt realitatea. Eu am să le protestez. Ia uitați-vă, eu am să vă protestez. Uitați ce rând a făcut aici, măi. Șobanul este, că familia șobanului e. Să-l știe toată lumea. Familia îi corespunde. Familia Șobanu. Șobanule. Jos talhari, jos criminali.
sporit accesul în instituție, am să le protestez, zic că uitați-vă. Judecătorii ai buicani, ați văzut ce au făcut? Repede le-au dat voie să fugă la procuror și judecător, să nu văd la și judecător să duci procurorul cu avocatul. Olga Casian, eu m-am șumarizat dosarul în eu și al mătăsarul cu Maniulencu. Olga Casian l-am șumarizat. Talharilor și criminalilor. Numai și v-am publicat de spitalul numărul 2. Închid live-ul, uitați-vă la spitalul numărul 2. Citiți cu atent. Mă duc să le protestez. Acolo mă cheamă. Lumea nu mai poate, oameni buni. Mă duc să le protestez la ciobanul, cealaltă e cioban Mihail, la spitalul numărul 2, Arhanghelul Mihail. Mă duc și acolo leac să le protestez. Le dovedesc pe toate, pe tot locul. Uite, mergând pe stradă, i-am găsit pe ăștia la semafor. I-am adus până la sediul Buicani, ca să înțelegeți, că de acolo ea. I-am adus până la sediul Buicani să vă demonstrez cum se rezolvă reșalul ca pe la semafoare, pe stradă. Procuror, avocat, judecător. Bermudski triugolnic. Talharilor, criminalilor, jos cu lăcarilor! Iată, asta este. Amuia, ei e avocat la Ion Eșanu, ca să înțelegeți corect. Ei este avocat la Ion Eșanu, înțelegeți? Și ar să mușamărizeze cazul cum l-a mușamărizat. Dar noi la curtea de apel l-am câștigat, oameni buni. Eu am arătat, tet. Eu cu Mătăsaru am fost bătuți de Maniulencu la Consiliul Superior al Magistraturii. Și noi am câștigat. Acum ei este... Eu vreau să vă spun, doamna Casian, a fost ședință pe data de 6 luna 12 la domnul Niculcea. A fost amânat din motiv că este depistat pozitiv cu COVID. Dumne, ei e 6, acum nu suntem în 16, nu 10 zile. Prea rapid s-a tratat, dumne, e îmblă bolnavă. Tare COVID, nu știu să-i zărăbut COVID-ul. Uitați, documentul cel care e scris că e bolnav de COVID, în momentul de fază solice, cred că ar trebui cea mai... Normal scrim o cer la poliție, dar... Numai decât, numai decât. Da, cheamă 112, cheamă 112. Cheamă 112 și lasă să înregistrăm, să o vedem. Să demonstrez că el la ședință, eu spus că are COVID. Și data ai avut ședință? 6. Noi pe data de 6, oameni buni, am venit aici, ne-am pregătit mult să facem un protest, să-l ajutăm, să iasă din dosarul ăsta, înțelegeți? Jos cu lăcarii, jos bandiții, jos talcarii, eu vă demonstrez realitatea, oameni buni. Eu uți care COVID, Zara Botcă. Eu a declarat șuba, Olga Casian. Tatăl Victor Abab din Procuratura Generală. Soțul ei, procuror, Casian. Casian, nu știu cum îl cheam pe dânsul. Noi l-am, îl cunoaștem. 198. Da, e urgent, foarte corect. Nu, ni s-a înzărit accesul, noi nu știm unde intrat, e de COVID. Oameni buni, ia ca COVID-ul Zara Botcă. Asta e Zara Botcă. Amur. Eu de multe ori vă promitem ca să ajung la Avornic, la universitate. Capul mafiei, Tuca, Tuca mafiei, că tăle, ecă, astea, ecă, vedeți tot clădirea astea, jumătate-i Buicani, jumătate-i lui Avornic, de universitate. Ecă, de aici ies toți criminalii, mafioții, de la Avornic. De aici ies toți. Asta e toată clădirea lui, oameni buni. E toată clădirea lui. El a făcut reparații, el o dă în chirie la judecată. Iată ce SRL-uri avem noi. Iată, oameni buni, distribuiți și îi distrigat la cer, îi strigător la cer, cum ne-au fabricat pe noi în 30 de ani. Voi nu aveți idee, ei s-au făcut cu clădiri, Avornic aici, avea ceva, un centru, ceva, că lua copchii, avea ceva, eu nu știu ce avea el acolo, dar țin minte, eu am să public, eu nu trebuie să le citesc toate, să le public. Universitatea de studii politice și economice europene, ați înțeles? Iată de aici este toți criminalii, de la europeni, de la Avornic, de la universitate. În ce să credem, oameni buni? Iată, în ce să credem? Iată, aici sunt criminalii, la Avornic. De aici sunteți pregătiți, școliți bine judecătorii, procurorii, avocații. De aici sunt școliți toți. Aici nu fiecare termină, înțelegeți ori nu. Ei sunt școliți, pregătiți pentru... A fi judecători, procurori, Avornic, capul mafiei, el are două surori, Maria Negru și Viorica Negru, la curtea de apel. Soții s-a ocupat cu copchii ceva, îi dușeau copchii, e, nu vă gândiți că ei s-au ridicat așa, nu poți un om să te ridici așa, om nu poate face o căsuță, le e ultima casă. Ultima casă le e, ia câte-i criminalii ăștia, aici stau, vedeți, ia că aici e OPG,
OPG și universitatea, OPG și de la ulaltă. Și ce? Da, da, eu vă înțeleg. Ia ascultați-mă mine. Eu doamna fost, Olari, doamna eu Olari vorbește. Fost, eu, noi suntem în live, ascultați-mă. Eu am fost bolnavă de COVID pe data de 6. Eu am filmat-o cu o zi, două mai înainte, nu avea COVID. Dar mă, ideea, au fost bolnavă de COVID, de ea zâmbă prin lume. Lasă duc certificatul, unde a fost, unde s-a tratat e, cum o ieșit așa de repede? Nu există așa ceva, voi noi trebuie să o căutăm. Sâmblați COVID, COVID, ia că COVID-ul, Zara Botcă. Ați înțeles? COVID-ul, Zara Botcă, la procurori, la tăț. Nu, 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 și vin e. Da, vin. Da. Mă duc să lasă aici, a, dar tu unde-i dușa? Ia uite ce ai tine, ia uite aici, puci rău să duci. Dar și aici o pui, uite aici o pui. Dăm tot la o parte și o pui înainte. Lasă-i, dar și la măsă, acasă, orice, ia uite ce fac aici. Șefii, șefuleți, chiar nu parcăm noi mașina aici. Ajunge oameni buni, ajunge, ne trezim, distribuim și dăm tot cu lucrări jos. Nu li se mai prinești, oameni buni, nu li se mai prinești. Voi ați rămas măcar distribuiți, scrieți-le mesajul, scrieți-le mesajul. Amu mă cheamă la spitalul număr 2, la Arhanghelul Mihail, Doamne ferești ce acolo. Eu v-am publicat să citiți. Ei, Doamne ferești, le numești oi proaste, le numești pe medici, nu le dă mănuși, nu le dă halate, nu le dă acei 16.000 de lei. Eu am publicat tot, mi-a scris tot. Mi-a sunat și mi-a spus tot. Citiți și distribuiți cei cu medici. Într-adevăr, șefii spitalelor nu mă trăiesc, dar medicii vai de capul lor, înțelegeți? Ei amuia în zilele astea de COVID, nu le dau mănuși, nu le dau halate, nu le dau nici, nu le dau nici așa 16.000 de lei care au fost bolnavi aiștia medici. Nu le dau. Le spun, dar ce ai ajuns la cei 16.000 de lei sau ce? Iată v-am spus, Zara Botcă, toți or să vorbească. Ajunge oameni buni să aflăm realitatea și dreptatea. Nu așa, COVID, dar ei n-are COVID. Olga Caseanu n-are COVID. Ați înțeles? Am vrut să arăt la ce judecător are dosarul, dar vedeți că n-am putut intra. Accesul ni s-a interzis. Pentru Maria Olar, gata, stăt loc să interzice accesul. Pentru că arată realitatea, uite că fără telefon, eu vezi să spune și o bani și la ce ne întrebi tăi aici cu telefonul? Tu ai înțeles? Voi ați înțeles? Ce ne întrebi tăi aici cu telefonul? Și o banul ăsta care l-a pus ca și slujește regimului. Noi trebuie să zboare tot turnichetele, să zboare tot. Că noi care au încălcat să răspundă. Care au încălcat? Eu dacă să mă duc și să mă bat sau să fac ceva, eu am să răspund. Eu ne asum în schinarii, dar eu nu mă tem. Sărașii medici, da, oameni buni, e foarte grav cu medicii, foarte grav. Ei sărașii, numai ei știu, într-adevăr, și îndură ei la Moldova. Că țările astea de gospodine, de șefi, sub șefi și așa mai departe. Că șeful are, Mihai Cebanu, șeful de la Arhanghelul Mihail, are câte o cameră are în orice și secție. Televizor, cameră, pentru dânsul aparte, în orice secție, are câte o cameră, televizor, toată parte, tot. Sărmana lumii, de plâns, oameni buni. Voi nu știți ce a suferit lumea aici la Moldova. Voi nu vă închipuiți ce a suferit lumea la Moldova. Eu vă spun realitatea și vă arăt. Și n-am frică. Nu am frică. Publicați, scrieți-mi, eu tai și posteți. Lasă știe toți, înțelegi? Lasă știe toți. S-a arătat ieri, Simona a arătat la Criuleni ce se întâmplă cu lumea de COVID. Îi ține în stradă. În ploaie, ieri în ploaie la aici la Arhanghelul Mihail, o ținut doamnele în ploaie care... Am prăjit și aici. O păgă, e la măsă acasă. Vă închipuiți? E la măsă acasă. Pune Ioane, nu-ți temi. Noi am chemat poliția, nu? Ia uite ce faci, de ce l-am? Care lege? Și care lege? Arătați-mi lege că sunt îngrădit. Nu ieși. Nu ieși, nu sari la bătaie. N-ai mănuși, nu pune mâna pe mine. Nu pune mâna pe mine, nu mă împinge, ți-am spus. Poliția vine, ți-am spus. Cu ce faci el aici? Ți închipui?
Vine poliția, nu... Arată legea scris! Arată legea scris că vine poliția! Treci, spune! Nu mare, nu te împingi, că tot nu-i vremea să pleci! Nu pune mâna pe mine îngrăit! Ține distanța, nu! Arată-ne scris că aici e interzis! Talcarii și criminalii, treci! Șefii, vă dați seama? Au parcările lor, au tăta lor, nimeni, ei pe stăt loc o furisâței. Ei se fac șef, ei se duc la CEDO, ei fac tot, ei fac dosare, ei fabrică, ei fac tot. Afară tălharilor, criminalilor, ajungeți aici la dubă. Au parcări, au tot ce le trebuie. Au procurori, au avocați, au tot ce le trebuie. Ajunge și vă demonstrăm că se poate. Trebuie măcar 2-3 să fim. 2-3 pe tot locul așa să fim. Uniți și numai uniți dăm jos de la altă. Să te plătească pe tine toată viața atâta cât sunt eu plătită. Să rămâi cu atâția bani în buzunari, care scrie mă ia, buni, rabiți, ce mai scrie el aici? Să rămâi cu atâția bani în buzunari, câți bani am eu la momentul de astăzi? Amu, la ceasul ăsta care tu scrii mesajul. De cine sunt eu plătită? Tu n-ai fost fabricat, tu nu știi ce sunt și să intri în ghearele mafiei. Dar eu am fost în ghearele mafiei, dus și în penitenciar am fost. Și ia că de atâta eu am să public și am să arăt că se poate, înscris în deie. Că asta e a lor de acasă, este trebuie să zboare tăti, vă închipuiți? Ei iau locurile lor, parcările lor, ei intră, ei șefii, ei năcealnici. Nu, s-a terminat. Vrei să ai stăian, să o plătești? Să o plătești în centrul Chișinăului, la kilometru zero? Am prăjit și aici. Nu, ajunge, oameni buni. Poartă pe tânărul ăsta. Cine te plătește, tine, Ioane? Ia spune-le lor. M-ar plăteți mine așa cum e tot așa. Rat-le credit. Nu mă fabricau, n-avea să-i... N-avem nevoie noi de dânsii. 1100 de ani. 1100 de ani ei nu-mi trebuie nică. Așa și merge corupția înainte. Și înflorea corupția mai departe. Treziți-vă că v-am trezit eu. Treziți-vă. Leprile de Olga Casian, cu avocat, nu e avocat cealaltă. E procurorșca sau și? Nu știu, avocat, procuror și. Procuror și-a dat filmat. Da, filma el, m-a filmat pe mine. Da, rezolvau întrebările. Da. Mulțumesc frumos, da, așa trebuie, bravo. Asta e mafia lui Avornic, asta e universitatea lui Avornic, Sereleu. Întreg SRL-ul lui Avornic, oameni buni. Întreg SRL-ul. Le-a făcut Europa curățenie înăuntru, reparații de milioane. Dar clădirea e toată lui Avornic. Clădirea e toată lui Avornic. Vă dați seama? Aici e judecătoria, acolo e universitatea de la Vale. Dacă acolo îi pregătește tot o păgăul ăsta. Aici, în universitatea asta, Avornic îi pregătește. Ajunge, oameni buni. Ajunge. Distribuiți-le, eu vă arăt filme. Distribuiți-le masiv, pentru că se merită. Am chemat poliția să cătem. Unii COVID-ul ie. Corect? Noi murim de foame și plătim credite cu procente nebune, oameni buni. Ca seamă îți faci COVID la fiecare 30 de ani. Da, da. Eu sunt tot ca și protest COVID lumea. Să ne rog cu consilierii de la partid, ușor, de la alt partid. Tot să vedem că mai bine nu vin așa. Dosarul e împreună cu Dărănuțul. O fabricat, țin,
Da, eu am solicitat când avocatul meu a prezentat documentul. A fost bolnav, a avut probleme cu spinare. Acum ne explim, frate, ne trebuie să prezint documentul. Eu am solicitat poliția să verificăm documentul. Dacă ne e sănătoasă, a trecut cură toată mea. Data de 6, noi acum suntem data de 11. 10 zile minim trebuie să stai acasă. 2 săptămâni. După nouă regulă, domnul. A, 10 zile, de-am trece, da. Da, dar dumneavoastră, plimbă de stingărit, de la 3-a zi. Cu șubă din oarcă? Vedeam care să fie cauza, nu-i că așa că spun că are COVID. Da, la ședință, s-o, la timpul boală, s-a spus COVID. De mă, e COVID sau nu-i COVID, ne-am să prezint o fie. Sunt persoane care par că au zis. Noi am venit, ne-am pregătit de protest atunci. Să-l susținem, că așa trebuie fiecare om susținut. Care are dosare fabricat, ce v-am spus, vorbiți până la prima instanță, nu le lăsați, mă sună după prima instanță, m-au condamnat. Păi de ce ai tăcut până la prima instanță, de când ai dosarul ăla? Cheamă, măcar la ultima ședință, vă îndemn, chemați, fotografiați, filmați, măcar ultimii ședințe, măcar pe aproape ultimii ședințe, nu le lăsați. Nu e că așa, bravo, unul se duce, altul vine, dar și parcarea lor, tot e a lor, ei și plătesc bani orice, tot e nostru, tot e statului, nu e a lor. La Metropolii nici nu am venit. Uitați, la 11 aveam 15 minute. La... Dacă vin. A, vine autis, autis. Dar numai când o văzc să te-am apus o dus. Vreau să parcheze și nu s-a mai parcat. Da, în șubi din orcă, în mașini. Cum e bărbatul îl cheamă? Căsian, cum? Căsian... Tot procuror. Tot procuror. Soțul ei procuror. La centru. Da. Și unul mai zvede că e mai zvede. Ambii procurori la vârsta lor. Ștațo Ia, Victor Babi, procuror în Procuratura Generală. Așa că chipurile îi pe inspecția procurorilor, el. Și ei, proștii, că altfel nu poți să le spui. Niștiind că eu știu faptul că Victor Babi e tata lui Olga Casian, eu scriu plângere pe Olga Casian, dar ei o redicționează lui Tațo, lui Victor Babi. Da, și eu le-am scris la amândoi atunci, conflict de interes, și am pus la ANE, la Autoritatea Națională de Integritate. Ia-mi vezi, nu e tău. Polițistului. Trebuie să vii să controleze. Unde e COVID? Unde e medicul? Scrii plângeri pe Dumnezeu. Când riscați dosar penal, riscați dosar penal pentru detenție, informații false. Oamenii mulți vinețe aici. La fapt, sunt martori care au spus la ședință. Da, este avocatul care spune că a avut COVID. Noi am venit aici, n-am filmat noi atunci, mă tine, așa? Am filmat, da, este filmări, da. Interzis acces. Iau pizza, iau-te, oameni buni. Autis cum mănânc, cum papă bine. Cine papă bine, are trup frumos. Mă, poftim. Ii papă bine. Iau de toate. Dar l-ați controlat? Nu l-au controlat. Uitați, cum vă duceți dacă nu v-au controlat? Ia uite cum papă judecătorii. Le ia mânca? E masa? Au opriri afară, au parcări, au masă, au brad. Au uitat niște măști, ca să le pun niște măști pe brad. Să le pui masca la gură. Iată, asta este. Și-a mână. Și-a mână. Iau, te vezi, etajul 4, am vrut să văd care judecător, papă, pizza, nu-i nici să dă voie. Nu-i nici să dă voie, că uitați, iar pentru mine tot închis. Vă place? A să-l zboare tot la ei, vine Maia Sandu. Zboară tot, eu vă promit, zboară și el din lucru. Nu-i din capul lor, n-ați știe nici unul. Pentru unul spate, pentru unul nu? Să te cunoască toată lumea, să te vadă, să rămâi erou, luptă cu, pentru mafia asta de la guvernare, să rămâi mafia în continuare, rămâi erou. Ia că te-l iubeți, pentru mine e tot închis.
Să văd cine mănâncă pizza. Să văd cine mănâncă pizza. Dar ce să nu am drept să văd cine mănâncă pizza? Să vadă lumea. Da, nu-i stă în gât pizza și e când și-o condamne lumea. Da, cinci copii. Cinci copii să-l condamne pe tatu când tu citești pe foaie. Antecedente penale n-are. Cinci copii. Antecedente penale, nu sunt cinci copilași. Vă dați seama? Să-l condamnă la 5 ani de zile. Când tu te uiți acolo, anterior necondamnat, i-a dat prima instanță 4 ani. Menține 4 ani și dă-i pașii. I-a dat în prima instanță, i-a dat 4 ani. Asta se gărește de cazul de la Varatic. Satul Varatic, raionul Ialoveni. Doamna nu mai suportă greutățile. Asistența socială îi dă 1200 de lei din satul Varatic. Ați văzut, primarul nu lucrează nimeni, dar noi plătim pe dânsii oameni buni. Dar ei pentru ședință de consiliu ies eu bani. Ați văzut la Ghidighici, v-am publicat la Ghidighici, 59.000 de lei pleacă pentru consilieri. Nu au rezolvat nimic consilierii. 59.000 de lei pleacă pentru consilieri, oameni buni. Noi plătim bani nebuni din primării, să face o reparație undeva, să face de 59.000 de lei. Vă dați seama? Să duci la consilier, pentru și nouă așa consilier, dacă el nu rezolvă nimic. Pun pe ordine de zi, taie și să duc. Nu e așa. E ca așa pe fiecare. Fiecare, pe la semafoare și am să vă duc pe fiecare și să vă arăt. Nu aveți frică, aveți curajul, vorbiți, fotografiați-i, filmați-i. Lasă-vă întoarce tot în scris. Ce ești nu vă dă voi? Da, persoane agresive. Este, este video, da, persoane agresive. Ne-am uitat de casă, da. Noi suntem persoane agresive. Persoane agresive, eu chemat, eu făcut chemare falsă, vă închipuiți? Este video în direct. Când îi spui lucrurilor pe nume, ești persoană agresivă. Când îi spui că e talhar, că e criminal, persoană agresivă. Distribuiți oameni buni. Noi așteptăm asta, poliția, ca să nu-mi cheltui bătărie, că mai am să vă arăt chinouri, multe pe ziua de azi. Sunt foarte mari și sunt foarte multe. Ia uite ce face acela. Ia uite, e de lor. Ia uite, ia uite-l ce face. Ia uite-l ce face. Ia uite-l ce face. Ia uite-l ce fac. Ia de masă, atentă. Dar e de lor, că e 242, ia uite-l. Vrei loc? Dă-te-o leac mai la deal, dă-te-o leac mai la deal. Hai, dă-te. Am mai făcut loc la o mașină. Iată așa. Luați și distribuiți scrieți-le mesaje. Eu am să vă arăt filme în continuare. Credeți-mă, nu dovedesc să mă duc la un bandit și dau pe altul bandit. Aici e împânzit Chișinăul de bandiți, de talhari, de criminali. Vedeți, ies la colț, în centrul Chișinăului, kilometru zero, numai bandiți, oameni buni. Ies la un colț, dau la alt colț, dau pe altul talhari, criminali. Iată, asta este, dați să luptăm, voi scrieți-le și distribuiți-le, eu le fac filmele.